Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Avem o întrebare pentru voi. Dacă sunteți de acord cu un proiect de lege inițiat recent care modifică felul în care tinerii pot să conducă anumite mașini de anumite puteri. Așadar, fiți atenți. Șoferii care au vârsta de până la 21 de ani sau o experiență de conducere mai mică de un an pentru vehicule de categoria B, adică mașini. Da, mașină mică, obișnuit. Tip autoturism. Tip mașină mică, da. Așa. Deci șoferii până în 21 de ani sau până un an de experiență vor avea dreptul să conducă numai mașini cu puterea sub 100 de cai putere sau 75 de kW la mașinile electrice. Prevede acest proiect de lege. Nu era ideea. Ce părere aveți? Mesaje 0728-3132 sau telefon în direct, dar chiar acum, 0372069599. Scopul invocat de inițiatori fiind că în acest fel s-ar reduce numărul de accidente. Teribilism, practic. Da. 100 de cai putere. Ce-i drept, am tot văzut în ultima vreme, de 30 de ani, tot felul de accidente provocate de copii care, după ce și-au permisul, le dă tăticul un bambeu să facă impresie frumoasă în prefete și cu 200 la oră intră într-un cap de pod și hai noroc. Să știi că poți atinge, hai, nu 200, dar poți să ajungi la 100 de kilometri pe oră cu o mașină de 100 de cai fără probleme. Așa este, dar te chinui un pic. Pe când o mașină foarte puternică, dacă nu știi să o stăpânești, da, și ai senzația că știi să conduci ca lumea, s-ar putea să-ți creeze ea probleme. Vezi că și eu am sub capot 100 de cai la aia mică. Te-am văzut cum conduci. La Toyota. Testele în cap sunt făcute, alea de 5 stele, pentru coliziuni la 60 de km pe oră. Da. E așa spun. Da, mă, dacă e vorba te lovești la 60, în momentul în care tu ești într-o mașină care merge cu 60 de km pe oră și te ciocnești frontal cu alta care merge cu 60 de km pe oră, practic, accident. E vorba și în cât timp ajungi la viteza aia și de ispita de a o călca pentru că ai nu știu ce mașină, așa, dacă îți dai un slogan, să zicem, sigur că poți ajunge la viteză mare, dar nu mai ai aceeași pedală pe care o ai la un BMW de 500 de cai. Bun. Putere. Marius, bună dimineața! Marius, bună dimineața! Neața! Bună dimineața! Ce zici, Marius? În sfârșit, o inițiativă bună în țărișoara asta. Ok. Nu prea mai auzit de mult. Deci, tu, mașina ta, câți cai are? Vreo 120, ceva de genul. Aha. Deci tu, dar de problema ranchiune este alta. Ce faci cu mașinile pe care le tunezi, pe care le cipezi? Să uită poliția sub capotă? Da, bună, foarte bună întrebare. Uite, nu m-am gândit la asta. O să vină cum era când eram eu în liceu. Era un trabant în București cu număr de matriculare lux. Bucureștenii cred că știu unii dintre ei. Care avea motor de golf pe el. Așa. Și venea trabantul. Trabantul la practic se plimba pe magierul. Era tot un puști. Și surprindea cetățenii care, știi că era perioada aia în care, bine, și acum sunt oameni care au probleme mentale și fac liniuțe, se întrec cu colegii de trafic. Atunci erau și mai mulți. Și venea câte unul cu un BMW, stătea trabantul lângă el la semafor și pleca trabantul. Rachetă. Cum pot să plec și eu cu Toyota, că n-ați remarcat-o pe aia cu cam 100 de cai, n-a prea va... Nu te crede nimeni. E mic așa cum ia 100 de cai. Ea doar că ai zis că ai 100 de cai. Da, mă, așa scrie în talon. Eu nu-i simt chiar 100, parcă ea pune în 80, dar... Spre 69. Marian, bună dimineața! Bună, salut, Marian! Bună dimineața! Salut. În linii mari ideea nu era, dar cred că abordarea este greșită. Mai degrabă aș duce discuția către cursuri de conducere defensivă în cadrul școlilor de șoferi. Foarte corect. Și nu neapărat pe limitarea puterii mașinilor. Din alt punct de vedere, eu am mașină de firmă, are 190 de cai. Ce fac cu copilul? Nu-i mai dau mașina? Nu, nu. S-o conducă? Nu, serios, îi dai o mașină mai civilizată. Te duci la firmă și cer să-ți dea mașină mică. Da. Da, fac un portbagaj la cea mare și când mă duc undeva, las copilul și dau mașina de portbagaj. Da, bună ideea cu cursurile de conducere defensivă, iar apropo de cursurile astea, inițiatorii care sunt mai mulți senatori și deputați UDMR propun de asemenea și majorarea numărului minim de ore de pregătire de la 20 la 25 de ore pentru teorie și de la 35 la 45 de ore pentru examenul de traseu. Deci ar fi și mai multe ore. Și mai multe mașini cu școală în trafic. E, haide mă, serios. Hai problema ta. Nu, n-am nicio problemă cu ei. Să știi că din totdeauna, vis-a-vis de chestia asta, pentru că am trecut prin asta, niciodată nu i-am claxonat sau nu i-am... Exact.
Pe cuvânt. Da. Radu, bună dimineața. Bună dimineața, Radu. Bună dimineața. Uimit că a venit așa târziu, dar bine că a venit propunerea aceasta. Așteptam de mai mult, având în vedere că și campania voastră de anul trecut cu accidentele, cu ce se întâmplă cu crimele de pe șosele, cred că va avea un impact pozitiv asupra scăderilor. E adevărat că lipsa de experiență duce de cele mai multe ori la accidente și tinerețea, mediul... Apropo de asta, mulțumesc. Mai sunt prin alte țări, din câte știu, nu sunt foarte precis, dar pentru tinerii șoferi, adică pentru șoferii fără experiență, trebuie să fie însoțiți de cineva care... Un adult. Da, o perioadă. Cum ești adult când conduci? Da, trebuie să ai pe încă cineva alături de tine care are experiență mai mare. Da, cred că asta e valabil pentru țările în care se poate conduce de la 16 ani. Da, poate că da. Roli, bună dimineața! Bună! Iată, dragilor, vorbesc numele unui camionagiu, da, cu mare, multă experiență, fost campion național de karting, da, motociclist, accidente, comă și așa mai departe, cauzate din cauza altora. Da, este foarte bună ideea, fiindcă tata are bani și dă direct BMW-ul și într-adevăr nu-l poate controla copilul, neavând experiență. Dacă aș fi cineva în țara asta, aș reintroduce 100% să se facă poligonul. Dacă te știi să te dai cu spatele, știi să te dai și cu fața, spun 100%. Deci, 100% așa, poligon. Că... Eu n-am nimic împotrivă să fie poligon, dar problema e că știi să miști mașina prin poligon cu 10 la oră fără să atingi jaloanele și după aia ești în trafic unde este o altă junglă. Știi? Eu n-am prins poligonul la școala de șofer. Da, nici eu n-am, dar n-am nicio problemă. La testare. N-am prins, apoi nu m-a pus să fac nenea ăla, că a zis că mă ajută cu volanul. Mie îmi plăcea, adică am avut un profesor, ca să spun așa, care m-a făcut să un instructor, dar să-mi placă să... Și asta cu parcare laterală și asta n-am nicio problemă. Păi da, dar vezi că pentru unii ar fi bun, mai ales cu asta cu parcarea. Chiar ieri aveam un cetățean la mine în fața blocului, parcase la un metru de bordură și se uita la ea și nu-i venea să plece, știi, se mai uita un pic. El era ieșit vreo 30 de centimetri în stradă, știi? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.